Doamnelor și domnilor, în platoul Hai cu Fetele a venit el, chiar el, Cristi Pulhac. Și n-a venit singur, ci cu mai vechiul nostru prieten, domnul Ensar Duman. Bine ați venit! Bine ați venit, domnilor! Mulțumim pentru invitație! Cu mare drag, acum trebuie să explicăm puțin cum de v-ați unit voi doi așa și ați venit împreună și nu separat. Să ne face așa, așa o surpriză frumoasă! Suntem împreună de ceva timp. Puteți să ne spuneți acum mai multe, nu știu ce probleme. Ne-a unit unele. Cum a început povestea voastră? Vrem să știm. Nu mai pleci acum. Începe tu, nu cunoști nimic. Cum ne-am cucerit unul pe altul. Și cine a făcut primul pas? Bă, eu am făcut primul pas. Eu am făcut primul pas. Adevărat, am avut curaj și am venit, am făcut timp plan. Da. Asta era primul pas. Da, da, da. Asta a fost primul pas până m-am gândit. De fapt a durat vreo 2 ani jumate, cam așa, până a să trebuit să te convingă puțin. Da, nu știu. N-am avut curajul și eram puțin sceptic, da, așa am privit. Vreți să vă spun eu unde am cunoscut? Da. Eram într-un eveniment. Eram într-un eveniment. A venit el. Te-am invitat la dans. Și eu am spus ai nevoie de mine. Și el s-a uitat. M-am uitat în oglindă. Ce anume? Zic, trebuie să faci implant de păr. Dar el, dar tu? Și am zis, eu încă n-am adunat atâta bani să fac și eu implant. Am spus pentru tine, am zis. A fost o glumă. Așa am prietenit. Da. Dar el a gândit cam 2 ani cam jumate. Cam 2 ani jumate. După 2 ani jumate m-a sunat el. Și ce te-a făcut să zici, gata, acum e momentul, nu așa, mă duc și... Nu a fost doar un simplu mesaj, am sunat până mi-a răspuns. Că, na. A, tu îl sunai pe Ensar? Da, 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 eu am sunat. Pentru că m-am decis. Era decis. Da, m-am decis 100%. Am zis, și nu cum, mă întreb. Cum a fost toată experiența asta? Avut... Te-ai dus în Turcia, nu? Că nu s-a întâmplat aici. Să știți, oricum, acum, în momentul de față, mai sunt clinici sau care, dar eu am avut 100% încredere, nu am zis niciodată, nu m-am, adică pur și simplu chiar nu m-am interesat, am avut 100% încredere că poate să-mi facă ceva bun și... Da, aveai și prieteni care apelaseră la Ensar sau auziseși, nu? Mă, auzisem, de da, auzisem. Ensar și de ce auzisem face? Așa, da. E greu acum, în momentul de față, toată lumea se gândește, bă, să-mi fac, să nu-mi fac, dar eu nici n-am întrebat cât durează operația, cât nu, am zis Ensar, vreau să merg 100%, gata, când vrei să plecăm? Și stai, mă, puțin. Era de decizie, eu eram în Africa. Da. Mă sună, Ensar, când nu mai gata. Cristi, așteaptă, zic, mă întorc la România, după o zi mă sună, bă, zic, sunt în Istanbul, m-am întors, așteaptă să ajung, mâine ne vedem la o cafea. Deci eram atât de decis încât... Deci în timpul ăsta de 2 ani jumate m-am trezit în dimineața aia tot în stream, cred că am stat o oră să-mi fac părul. Și Raluca mă tot întreba, hai, mai avem, mai trebuia să plecăm undeva. Deci practic tu stăteai mai mult în fața oglinzii decât soția ta. Da. Că nu mi s-a aranjat niciun fel. Și oricum tot timpul când aveam mâna prin păr, tot timpul rămâneam, cu toate că nu mai aveam foarte mult, dar tot timpul rămâneam cu păr în mână. Și am zis, nu mai gata. Și Raluca ce a zis? Te-a susținut? M-a susținut, da. Bine, m-am mai spus de-a lungul timpului. În schimb, dacă eu nu sunt decis, da, și asta nu are. Și ce ai zis? Bine, îți faci tu implant de păr și eu mă duc și-mi fac? Shopping. Dar a fost o intervenție ușoară. Pare din afară așa, pare o intervenție destul de dificilă, dar din câte am înțeles, nu e chiar așa. Și recuperarea, ziua, mă rog. Ziua de astăzi, eu zic că e foarte ușor. Da. Durează decât o zi. Așa. Ceea ce vedeți, implantul are decât 5 luni spre 6, adică a crescut, a crescut cam jumate. Crede-mă că am mai fost uns odată pentru, mă rog, m-am făcut și actor în ultimul timp. Și am mai fost uns odată, adică el a crescut din nou, dar dacă nu mă tundeam de la început și asta, aveam mult mai mare. Ce ai filmat? Pentru un film. Oh, drăguț. Păi și nu poți să ne spui despre ce este vorba, acum ne-ai băgat fisa cu actorul, cum se numește? Un film turcesc. De fapt, aici voi ai tu să ajungem. O telenovelă. Nu, am cât am Ensar? Am cam în jur de 5 luni jumătate, da. Cam așa, 5 luni jumătate. Finalul se observă cam un an. E ce a crescut cam în jur de 50%. Am înțeles. Deci începe implantul, se observă de la 3 luni, 4, 5, 6, 7, cam 12 luni durează, se crească tot. Și intervenția asta este definitivă sau la un moment dat trebuie să meargă pentru întreținere sau nu știu? Oricum el vine în întreținere.
la tratament, chiar la clinică unde avem, el vine acolo pentru tratament. Am adică înțeles. Eu fac cam cât mai am ceva de făcut, adică cam un an de zile sau cât, 7-8 luni. Noi ținem controlul cam un an. Mm-hmm. În perioada aceasta facem și tratamentul, să crească părul mai bine, plus ce avea el, părul normal, să nu mai cade, să nu ajunge ca mine. Sincer, nu mai cade, adică și părul pe care l-aveam înainte, tot timpul când fac, mă rog, dar mai ai mai făcut și alte tratamente în afară de acest implant? Da, fac tratamentele pentru întreținerea părului după implant, nu? Altele. Știu că este un tratament cu laser. Acum că am ajuns la clinică, la ENSAR, deja am întrebat și pentru față, și vreau și pentru aia, și deja zici că sunt... Deci ai deschis. El face la ora actuală și terapie vampir, lângă asta face și... terapie laser. Terapie vampir. Să ne uităm bine acum la tine, pentru că peste 6 luni nici măcar nu o să te mai recunoaște. O să umblu noapte. O să vii cu părul în vânt, cu 10 ani mai tânăr. Da. Ce, vrei să întreb de terapia vampir? Da. Despre ce e vorba? Terapia vampir. Spune-mi să că... Că eu am o idee, dar nu cred că e. Tu ai trecut prin asta. Spui tu așa, cum ai avut, ce ai avut? Ce ai simțit? Bine, presupun că, de fapt, toată lumea mă întreabă, chiar și soția mea mă întreabă, bă, te doare, nu te doare? Bine. Pare dureros așa la prima vedere, tu crezi, știi? Da, nu am făcut-o, dar știu despre ce e vorba. Mâna, da. Doctorul. Da. E cea cu multe, multe AC. Să ia sângele. Să ia sângele. Sângele tot. Aveam o plasmă. Ok. Centrifugă. Se amestecă într-un centrifugă, după aia începe să injectează la scalp. Tot zona. Aha. Și oricum, acele sunt foarte mici. Te-ai panicat. Noi bărbații suntem mai slabi decât fața de doamne. Da, bine, știm spun, asta. Adică la noi mai mult frică decât durere. Și noi rezistăm mai bine la durere, așa se zice cel puțin. Asta e dat de Dumnezeu. Nu, hai să spun ceva. Din punctul meu de vedere, de când mi-am făcut implant și m-am tot postat pe rețele de socializare, foarte multă lume mi-a scris. Și s-au regăsit mulți ca mine care de 2 ani, 3 ani tot se gândesc și când m-au văzut pe mine și tot îmi spune, mai arată în părul, eu mai fac poze așa, dar... Și mă întreabă dacă, prima întrebare e la bărbați, dacă doare. Nu știu de ce, deci, nu mă miră. Da, deci nu-ți exagerezi, cred că 90% din ei, prima întrebare asta a fost dacă doare, nu cum a ieșit, cum... Prima întrebare, dacă doare. Și eu atunci mă întreb, bă, doare, adică... Eu te-am întrebat în sat, bă, cred că nici nu te-am întrebat cât durează operația. Da, tu ai mers pe încredere. Am mers pe încredere, adică chiar nu toată lumea are așa un prieten, adică tu ai fost și puțin norocos cu legea. Bine, trebuie să mergi și cu gândul în păcat și că îți dorești, să nu mergi cu, bă, dacă nu o să meargă, dacă... Adică să fii decis în privința asta și că îți dorești să faci chestia asta. Dacă vii sufletul deschis, iese și lucrurile cum trebuie. Așa e, cam viața. Dar dacă încep cu dacă, se poate, atunci chiar nu. Da. Chiar nu crești. Și că tot vorbeai de rețelele de socializare și văd și o fotografie cu soția ta, Raluca, foarte frumoasă pe fundal. Să știi că eu vă urmăresc în online, sunteți cel mai simpatic cuplu. Și tocmai de aia trebuie să și vedem un filmuleț cu ei amândoi, chiar acum. Băi, te prinde rozul, trebuie deci, să recunoaște. Deci, e o poveste. Bine, a fost că, în momentul când l-am filmat, când l-am făcut. Bine, Raluca îmi spunea, era un trend atunci pe TikTok. Da. Nu-l făcuse, de bai apăruse atunci și mi-a zis, bă, uite, hai să facem chestia asta. Eu zic, cum, da, te-ai lăsat a fost ideea? Păi asta a fost ideea, că nu m-am lăsat convins ușor, că mi-am zis, bă, ok, Rocky. Mă, ce pariu ai pierdut? Păi noi, până în momentul când nu mi-a arătat că au făcut niște vedete internaționale din străinătate, ca Jennifer Lopez sau, până când nu mi-a arătat chestia asta, da. Am zis, ok, îl facem.
Și în momentul când m-am schimbat, mi-am luat costumul, o probleme că chestii rochiți. Eu n-aș știu ce rochiți era să le-am. Așa că am văzut rochia. N-am văzut și am zis, nu există așa ceva, eu nu pot să por, n-am cum să por. Oricum, avea și colierul ăla în gât, mamă, de ce l-am înstrângea. Dar fanii tăi care te-au urmărit atâția ani jucând fotbal, ce părere au avut? O să știi că au fost, am avut, nu, chiar am avut mesaje foarte ok. Normal. Adică au fost, mă așteptam la un hate din ăsta, puțin și pe mișto, dar chiar... Mai aveam noi un video, dar ăla nu l-am mai postat. L-am lăsat-o doar la zona asta cu rochia. Ok, a fost super mișto, a fost Caterinca, ne-am distrat, dar oricum am fost sceptic și atunci, că am zis, bă... Bă, când am văzut rochia așa scurtă și decoltată, oricum mă strângea. Nu părea, părea că-ți vine foarte bine, adică nu știu de ce te plânge acum. Ție de decoltăție, dar era roz și rochi. Nu, tocuri, nu cred. Sau am luat? Oricum, aveai și să mișcare, faci de okay. Pe tocuri, driblând cu mingea. Păi trebuia să fac într-un fel să fii și mișcarea, mă, adică exact cum făcea ea, dar în fine, avea și colierul, am spus că avea colierul și colierul mă strângea pe mine foarte tare, nu mai aveam aer. Genial. Nu, deloc, nu se chinuie deloc oamenii pentru TikTok-uri. Da, că asta nu e tot. Dar eu mă gândesc că de fapt știu de unde s-a luat părul pentru podoaba capilară, noua podoaba capilară a lui Cristi, hai să vedem acum. Cristi a adormit, el e pe alfus orar acum. Ia să vedem și eu, vreau să-i tai barba. Ah! Ce? Descurcăreață. Da. Cu ce ai greșit? Cu ce ai supărat? Nu, aici, ai supărat-o? Nu, chiar eram, da, atunci chiar venisem de la un show TV în care am stat, cred că s-a văzut după barbă, mă arătam că la nu mai recunosc în aeroport. Când m-a văzut, cred că îmi cădea toată fața așa. Și atunci, cred că atunci a fost momentul ensar când te-am sunat, imediat după ce am venit, când te-am sunat și am zis că gata, nu mai vreau să-mi fac intervenția asta. A văzut că se duce tot barba, a zis mai bine, mă duc să operez. Dar nu, chiar vreau să știu dacă barba ai pus-o în pungă și că ai mers cu ea atunci. De la barbă? Haideți să îți spun scurt o întrebare adevărat. Se ia din partea spate firele. Deci nu din barbă. Se ia din partea asta, se pune. Nu e aceeași calitate, barbă, ca cum avem noi părul. Se ia, dar se ia foarte puțin din zonele aceasta. Uh-huh. Asta trebuie să știu. Cam dar mai mult din partea spate. Se ia cu firele, rău, cine mai începe are? Să implantează. Cine dacă mai are? Nu da, este? Cine e ca mine, exemplu, cum nu au partea șansă. Spate, nu. Mai bine să nu facă, că nu o se arată natural. Așa e. Și deci nu mai au nicio șansă cei nu. Care... Deci nu mai e. Dacă o să fie clonare, da. Că se lucrează, eu aștept de 10 ani. Și asta face? Dar nu se poate să iei de la un prieten? Cum nu, 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 de la un prieten. Dacă apară clonare, atunci da, de la unul faci 10.000, încep să implantezi, dar nu există la ora actuală. De la frate? Prieten, nu, nu merge. Nici din piept, acum am auzit niște zvonuri, dar nu ține, nu are rădăcine aceea. Pune, dar prima lună cade. Cum a căzut și la tine firele care e implantat. Da, da, da. Nu mai crește dacă nu au rădăcine. Puternic, nu-ți stă. Oricum, m-am panicat prima oară când am văzut că îmi cade. Doamne, de pe l-am pus și nici nu... M-am chinuit. A dat-o în rămână bani. Da, da. Însar, ce facem când cade pornici bine, nu-mi crește? Băi, normal, lasă-l. Mai sunt pacienți care vine la clinică, facem spalare și când încep să spal eu la fetele sau fetele, și spun, domnule, ai dat și o grămadă de bani, acum eu bat joc de părul care ai implantat. Am spus și lui. Zice, cum? Zice, cum? Dar acum cade și firele. Zice, relax, domnule, am văzut că panichează. E ok, o să-și revină. Apropo de implantul de păr, ai fost la o emisiune unde ai țărit în bazin. Și ai făcut mare senzație. Pentru că, practic, numai pe tine te-am văzut. Chiar săreai. Nu știu restul ce făceau. Dar mă uitam. Nu ți-a fost frică să nu... A fost înainte sau după intervenție? Ensar nu i-am spus că Ensar mi-a zis. Ensar mi-a zis, vezi, ai grijă la apa cu culor. Vezi că, mă rog, nu ai voie să te lovești în primul rând. Nu ai voie să... Două luni de zile nu ai voie să intri în piscină. Ai sărit de la 10 metri. Da.
Dar și încă mai ai da, și încă. Deci e ok, rezistă, să știți că e o intervenție chiar ok. Noi nu punem interzis la implant de păr sărit, dar la implant mamar una alta, da. Da, da, dar da, el da. Nu e cazul, că da. Nu era vorba de implant mamar. De asta nu m-am dus eu la emisiunea aia, e ok. Trebuie să îți spun că astăzi te scoatem la dans. Ia. Din sar. Ce bine că ați venit împreună, că aveai nevoie de la pregătit, dar vreau să văd dacă îți mai aduce aminte cum era pe vremea când jucai și fotbal, să ne și distrăm puțin cu dansul, așa că provocarea asta le are pe amândouă, trebuie să dansezi cu mingea de fotbal, urmează chiar acum. Hai că ne-am jucat la Hai cu fetele tot ce se putea juca. Am jucat handbal, am jucat basket și a venit momentul să jucăm și fotbal. Am văzut că de când ți-am dat mingea, efectiv nu te mai poți opri. Cred că ți-a fost doră. Mă, să știi că când mai prind mingea așa chiar mă mai joc. Și prin casa mai spart vreo două bibelor, că nu mai am aceeași dexteritate. Așa făceam și eu când eram mică, dar n-am mai exersat de mult. Avem și mă descurc. Azi avem și muzică, Meniaito, știi? E melodia mea preferată, de asta am ales-o. Da. Și provocarea este în felul următor. Trebuie să dansăm Meniaito fără să scăpăm mingea. Păi și dacă o ținem în mână? Păi nu, nu. A, pe picior? Mână. Trebuie da, și un joc. Un joc. Haide, de picioare. Trebuie să găsești o soluție. Sunteți pregătiți? Okay. Gata? 3, hai, 2, 1, muzica! Tare! Tare! Nu aveți nu! Păi nu fii atent! Din ce în ce mai periculoase probele. Și invers. Dar nu știi Meniaito? Dacă îmi permiteți. Cam aceasta e coreografia. Da. Foarte bine vă descurcați. Așa, și dăm. Așa. A, eu? Hai și tu. Eu doar pe piept. Unde mi-e la paliera? Dă-mi mingea. Așa. Noi dacă vrei să povestim aici despre altceva. Perfect. Avem aici o minte. Hai. Hai. Și am le-a dat 2000 de pe aici, descurcăm cu una. Ai. De-aia nu mă fac fotbalistă. Eu ok, s-a rezolvat problema. Eu nu știu ce lași de meserie, te las pe tine să ne arăți ce știi mai bine. Eu doar încurc, haide. Doamne, să mai exersați puțin pe pauza publicitară. Da. Ești în șut astăzi. Am revenit la Hai cu fetele și avem doi invitați. Dacă ați pierdut partea de a tocmai s-a terminat, să știți că trebuie să vă uitați și la reluare. Cristi Bulhac, Ensarduman, doamne, dar cum m-am emoționat. M-am emoționat pentru că... Ensarduman. Știți de ce? Pentru că pe proba de a făcut-o mai devreme, eu nu m-am... Am privit și am obosit îngrozitor. Eu încă suflu greu, să știi, Julia, dar eu cred că pot. Ești bine. Pot. Ești bine, încă te mai ține. Ai și mai prind un sezon. Mai prind un alt contract. Poate ei să o antrenezi. Chiar așa, predai cursuri de fotbal? Mă, nu. Te-ai gândit la antrenor? Nu, am avut o idee la început. Înainte și ce s-a întâmplat? Ideea mea a rămas la un gen de... Poate, pe viitor. Păi uite, putem face acum un fusion, păi așa, nu, că nu e chiar atât cu dans de simplu. Și fotbal. N-a mai făcut nimeni asta până acum. Cu dans și fotbal. Exact, da. Și cu cântat. Hai că mă bag și eu. Și păi fotbal și cântat. Păi da. Noi de bea știm să jucăm fotbal, mai nu mai pui să mai și tu nu vezi ce rezultate. Și cu un curcat. Eu mă bag la încurcat. Ah, zar, uite, da. Uite, vezi? Și la dans. Mă, sunt foarte talentați. Spun sincer, ei trebuie să punem mână pe lucrul acesta, că nu prea merge spre bine. Copiii, exact. Adică chiar da. Are nevoie. Chiar au nevoie copiii. Voi de... chiar sunteți idolul copiilor. Trebuie să faceți lucrul acesta. Glumă o parte, eu spun de fapt, sincer. Noi te-am invitat astăzi aici ca să te convingem că poate tot. Să vă ziceți copiii. Vreți să... Da, e un lucru frumos. Adică la genul să poți să înveți copiii pentru a crește sau... Pentru a avea o carieră sportivă, să știi, că pentru că am cunoscut părinți care chiar mă întreabă unde să-și ducă copiii. Da, păi și eu, de fapt asta vreau să întreb. Că și filmul e pasionat, dar nu știu unde să-l duc. Ca părinte ești puțin sceptic în privința asta. Da. Din punctul meu de vedere, adică cel puțin ce am auzit în ultimul timp,
Păi tocmai de asta. De la an la an, pentru că nu sunt mulțumiți de ceea ce văd. Tocmai de asta, nu? Mie mi se pare că sportul ar trebui să fie o parte foarte importantă din viața noastră, a tuturor, doar a sportivilor de performanță, iar copiii, generațiile care vin din urmă, chiar au nevoie de sprijin, pentru că se pare că la noi sportul e din ce în ce mai... Acum 20 de ani, adică noi când eram 10 ani, 15, 20 de ani, noi intram în casă, jucam. Așa e. Da. Orice. Orice. Acum copii nu iese din casă afară. Da, exact, da, da, da. Exact. Păi au alte tentații în ziua de azi. Da, eu am și asociații, adică putem să facem... Deci putem să discutăm totuși. Sunt alături de tine, orice. S-ar putea să te convingă în sar și pe partea asta. O să le luăm. Uite, gata, a căzut pe gândul. În 2 ani își face academie de fotbal. Ideea care că... Să dea Dumnezeu. Da, ideea când te implici în ceva, trebuie să fii... cu totul acolo, adică am observat în ultimul timp, dau un exemplu, chiar am vorbit cu un părinte zile trecute, mi-a spus că antrenorul a avut treabă, i-a avut meci, antrenorul a avut treabă și a lăsat un părinte să fie antrenor la... Ah, super! Adică tu îți dai seama unde s-a ajuns, adică faptul că de asta trebuie să te dedici, vină cineva nu că care avem să de plată ceva pe la finanțe, pe nu știu ce, mă duc să-mi plătesc telefonul, da. Adică, nu știu, ori te dedici 100% și ești acolo, adică nu mai faci nimic altceva. Pentru că trebuie să le educi pe copii de când sunt mici. Să-i faptul formezi, să fii... La 30 de ani, la 25 de ani, 23, să zic, pentru că ești destul de major la 23. La 23 de ani, deja nu mai are capacitatea aia. Deja el a trecut prin niște chestii care nu au fost profesionalisme de mic. Și atunci de mic trebuie să-l înveți. Pentru că eu, cel puțin, la 14 ani am plecat de acasă, într-o școală de fotbal, Nicolae Dobrin, în care au ieșit foarte mulți fotbaliști de acolo, dar era armată. La ora 10 se închidea ușa, dimineața la școală, că făceam și școală, și fiecare făcea și franceză și engleză, pentru că ne pregăteau pentru momentul când vei pleca la altă echipă să fii pregătit și cu o limbă străină, și cu educație, și cu... Din toate punctele de vedere. Și tot. Practic, vă... Dar da. Nu mai sunt școli de genul ăla. Din păcate nu mai sunt și din păcate din cauza parentingului nou care se aplică mai nou în ultimii ani, nu mai există nici armata asta, că n-ai voie să te mai de copii, deși eu în continuare sunt de părere că armata va disciplina copilul mult mai bine decât ai putea tu să faci. Chiar mi-amintesc, cred că am prins exact ultima perioadă, pentru că am fost la când să te înrolezi înainte și chiar atunci s-a dat legea că e la alegere, adică nu mai exista armată și... Nu era obligatoriu. Da, și am prins exact momentul ăla, dar oricum am stat în armată, că am stat în cămin, adică... La tine nu se pune, da. Adică tot același lucru l-am făcut, adică stăteam 4 inși în cameră... I-am făcut 18 luni armată. Ah, presimt că trebuie să mai veniți la noi. În Turcia încă e obligat armată. Da, da, da. Foarte frumos. Iată. Da. Acum ori să mă înjure toți. Da, ai spus foarte clar. Chiar trebuie. Chiar, da. Da, e o educație, să știi. E o disciplină, în primul rând. Și o educație, și cred că și pentru viață, pe viitor. Normal. Adică, mult trebuie să mai discutăm pe marginea acestui subiect și în alte ediții. Da, trebuie să mai veniți, să mai vorbim, pentru că nu mai avem timp astăzi. Trebuie să ne luăm la revedere, dar vă mulțumim din suflet că ați fost astăzi la Hai cu Fetele. Mulțumim. Sperăm că v-a plăcut cu fetele. Vă mai așteptăm? Mai veniți! Doamne, dar nu l-aș mingea deloc din mână. Băi nu, acum vreau să dau pasa spre colegul nostru, Cristi. V-am pupat!